ar vrea să amintesc pentru cei care deja au început să se frământe și vreau doar să le amintesc că dacă vor să-și piardă o steneala, n-au decât să o facă. Dumnezeu nu face pe nimeni forțat, nici chiar să vină aici la mănăstire, nici chiar ca să creadă, să-i urmeze lui. Cel ce voiește să vină după mine, să lepede de sine, să-și ia crucea sa, să-mi urmeze mie. Nu vreau, ca să îmi bat joc și ca să nu amintesc despre cei care vin la Sfântul Maslu și să creadă ei că dacă plec, pleacă înainte de a se mirui, că ei au participat la Sfântul Maslu. Nu! Desăvârșirea sau plinătatea unii ostenerilor depuse la Sfântul Maslu a tuturor credincioșilor este atunci când preotul, la sfârșitul slujbei, sau în timpul slujbei, îi miruiește cu un delemn simțit de la Sfântul Maslu. Aceea este pecetea că tu ai fost la Sfântul Maslu și ai participat la Sfântul Maslu. Pentru tot ceilalți, doar se va socoti o steneală după cum și-a dat selința, iar dacă sunt nevoi cuvântate, cu siguranță Dumnezeu nu se uită nici la mine, nici la orânduiala pe care este în biserică și va respecta acest drept pentru că este bonlav sau neputincios și a făcut acest lucru cel mai discret încât să nu deranjezi. Bucurie pentru poporul român în aceste zile de binecuvântate împliniri ale rugăciunilor în care se înscriu în rândul cerilor noastre în care avem să depunem rugăciunile noastre, sfinților care ne-au cunoscut, pe care i-am cunoscut, și acum îi se bucură de recunoașterea meritelor lor că au ajuns în cer, la tronul prea Sfintei trăim, se roagă pentru noi. Dar, ce au avut acești oameni? Trăitori. Oare au beneficiat de ceva special în viața lor? Au avut o viață în care doar au fost protejați de divinitate fără să fie încercați? Eu cred că fiecare, acolo unei și-au dus și-au asumat responsabilitatea crucii vieții, au avut o râvnă pentru Dumnezeu cu pricepere sau cu firescul potrivit cu orânduiala pe care o avut o. De cei care au râne pentru Dumnezeu, dar fără pricepere, își pierd osteneala și rostul vieții. Sfinții părinți ne arată că Dumnezeu prin grija lui față de poporul întreg, față de om, are o grijă specială. Prioritar totdeauna a fost omul. A făcut totul din nemăsurata lui bunătate. I-a dat totul, ba mai mult și după ce a greșit. că nu a fost atent, nu și-a cunoscut măsura, din prea multă lăcomie, a avut grijă să dea și posibilitatea să ridice la demnitatea de om pe care a dat-o Dumnezeu, să-l cheme tot înapoi pe rânduiala divină, acolo unde ne este locul fiecăruia dintre noi. Această grijă pentru fiecare dintre credincioși de pe fața Pământului, se numește pronia sau mâna lui Dumnezeu. Avem noi în rugăciunea pentru cei care sunt abandonați, pentru cei care sunt prin cămine, să minte, sau casele lor, singuri, care au rămas singuri, fără să-i mai ajute nimeni la ducerea crucii. Copii care au fost abandonați și lăsați de izberiște. Bărbat sau femeie care au lăsat din prea multă dorință și zburdăciune, dorință necurată, au plecat și au abandonat familia. Și noi spunem acolo, cel ce din multa ta bunătate, deși nu ne vrem nici slujitorii tăi, dacă am uitat pe cineva, din neatenție, din prea multe nume, sau prea multă slăbiciune, sau din neputință, firii omenești, ume Doamne, tu nu uita pe nimeni. Că tu ai însemnat în palmele tale cele sfintele, numele fiecăruia. Ia-i tu, în brațele tale sfinte, și poartă-i pe barurile acestei vieți. Mâna care conduce lumea, mâna Tatălui în care binecuvintează și pedepsește, este aceeași mână dumnezeiască, nevăzută, care conduce lumea. Există un duc rău, un duc care ispitește, amăgește și stăpânește lumea. Un duc care se pune un rechi care se pune pe limbă, care chiar năcăjește inima și o împetrește. Devine rece. Devine moartă înainte de a muri. Un duc necurat care se arată nu numai în faptele cele rele ale oamenilor, dar și în fața și psihologia lor și în toată viața lor îndrăcită. Dar mai presus de el, de acest Duh rău, există Duhul cel bun, Duhul lui Dumnezeu, care conduce lumea și viața. Mâna lui Dumnezeu care se arată în istoria lumii și în viața oamenilor. Ce Duhul rău? Este gândul cel rău. Ce este Duhul cel bun? Este gândul cel bun. Să avem grijă atunci când ne pădesc prorocii mincinoși, gândurile încât să scodească tot felul de lucruri de închipuiri, de tulburări, de neliniști, nu i de la Dumnezeu foarte ușor. Se poate face evaluarea. Ce este de la Dumnezeu? Ce este de la Duhul rău. Ce este istoria? E cartea vremii tale. Știința care arată nașterea, viața și moartea popoarelor, care descrie elanul lor spre progres și cultură, mărirea și decăderea lor. Ea are mai presus de toate un rol pedagogic. Bătrânii spuneau că istoria este dascălul vieții, că -și ne învață din pățanii și deosebim binele de rău. Vrenicul de pomenire și amintire Episcopul Andrei Mageru spunea odată că istoria este ca o foaie în două fețe. Pe o față scrie omul, pe cealaltă scrie Dumnezeu. Ce ne învață istoria? multe și de toate, despre tot felul de oameni, despre tot felul de fapte bune și rele. Dar cel mai însemnat, lucru cel învățăm din istorie este că pe scena lumii joacă un rol deosebit. Nu numai omul, ci mai ales Dumnezeu. Să luăm de pildă cele mai mari împărății ale lumii. Imperiul lui Alexandru cel Mare, Imperiul Roman, Arab, Turcesc, al lui Napoleon și așa mai departe. Au avut toate condițiile, perspectivele, din toate au murit vreunul în culmea gloriei culturale și morale, peste tot. A murit vreun imperiu în care dreptatea a fost sfântă și viața morală curată? Nu. Toate au perit. În culmea fără de legilor. S-au cufundat cu rușine, în rușine și mocilă fără de legilor. Nu există nicio excepție. Tot astfel, și oamenii cu împărățiile lor mai mici, care sunt averile, virtuțile și averile lor lăsate în așezăminte bune, au o memorie neprihănită și neuitată doar virtuțile și averile adunate cu furtișagul și cu mișelinia, pierd ele, din lăcomie și nesați, dispar și lasă în urma lor numai amintirea numelui și pe cetea osândei și a rușinii de care s-au învrenicit. Dar iată și alt exemplu actual și extraordinar de grăitor. Numai decât ne amintește Daniel, în capitolul 9, versetul 27, prorocul. Rucinea pustiirii, peste tot, în toate părțile, ba la nord, ba la sud, ba la est, ba la vest și toate din GPS-ul vieții noastre, este turburat. Bacă dintr-o parte, când de alta. Când începe să liniștească, să așeze indicatorul spre drumul prin care poate să ne așeze destinul vieții, atunci să mai, între, înțelege ceva și iar mai vine o tulburare. Am în lupta și propaganda lui toate armele diavolul și urătorul binelui. Ultima prin care debusolează totul și prin care învață pe om să se folosească încât să nu mai aibă nici sentimente, nici voință și nici credință. Doar să spună încrederea în expresia tehnicii de astăzi prin care este folosită fără discernământ. Și toate Violențele și vicleniile și a dat faliment. În schimb, Biserica, instituția Harului, cel mai vechi așezământ în continuitate istorică de aproape 2024 de ani, s-a folosit în luptele ei numai de sabia ducului și porțile iadului nu vor birui pe dânsa. S-au încercat să încearcă în care fiecare firmitură din cărămida vieții, în care, din care suntem construiți, să druncine, încât oamenii, știința folosită fără discernământ, caută să vi devină mai de preț haina decât omul, alimentul decât omul animale mai mult decât omul. Și ne mirăm ce se întâmplă cu oamenii, sunt înfricoșați de cele ce se întâmplă, tocmai ca acolo unde trebuie să întomească după planul Dumnezeu, că Dumnezeu a dat posibilitatea prin știință să facă tot ceea ce trebuie. Și fiecare, din ceea ce a creat Dumnezeu, își are locul unde trebuie. Iar dacă își părăsește locul și în rânduială atunci, să pune în rânduială prin metodele care se cer. Ne înfricoșează că se dă în mass media și se face și cine poate să spună acest lucru? Cum? Să faci o știință internațională, din lipsa discernământ, când tu ai dat legi prin organizațiile acestea care nu știu decât să strângă bani, dar să nu facă nimic pentru ceea ce ei luptă, zic că luptă, să protejeze animale, dar acolo unde le este locul. Nu să iasă în fața oamenilor, să-i mănânce. Mănâncă pentru că el s-a dat dreptul la animale să mănânce oamenii. Că au zis că să nu, să mai împuște. Chiar dacă ei ies în oraș, chiar dacă ies acolo. Pe organizațiile care țin, care fac atâta propagandă că a venit un urs, Doamne să vină, să-l iau, să-l tranquilizeze, nu cumva să-l druncine, nu cumva să-i cadă vondinte, să-i facă ceva. Să răspund acum pentru sufletul acestei fete care s-a dus să exploreze, să vadă muntele. Poate după extenuare de examen s-a dus ca să oxigeneze, să facă mișcare. Și nu mai e dreptul să te bucuri, deci crea Dumnezeu, cu oamenii care întocmesc legi, nu sunt oameni normal. Înseamnă că le lipsește discernământul. nu că le auziți de Duhul Sfânt. Cine e călăuzit de Duhul Sfânt, n-are cum să iasă rău orice ar face el. De aceea să spunem popor că omul care e bun, pe ce pune mâna, pune și Dumnezeu mila. Iar omul care este cu mintea tulburată și neliniștită și este dependentă și că are dependențe de vise și năluciri, nu poate să întocmească legi sănătoase. Astea sunt vremurile. Că noi dăm drepturile acestea. Sunt o el în care Dumnezeu le-a pus perpetu viața să meargă și fiecare are locul lor. Cu ce e vinovat? Nu știu că dacă el nu-i dai de mâncare sau dacă nu, îl scoți, care este selecția naturală, în care Dumnezeu l-a creat, care să hrănească oamenii. Nu l-a întrebat Sfântul Petru. Noi nu mâncăm carne. Călugării. Dar Sfântul Petru îl întreabă pe Dumnezeu. Doamne, noi putem să mâncăm carne? Și atunci Dumnezeu îi arată pe o față de masă pregătită toate mâncările pe fața pământului. Și și toate aceste animăluțe din creația lui Dumnezeu și îi spune Dumnezeu lui Petru. Petre, din tot ce am binecuvântat eu, tu să nu spurci nimic. E ca îți binecuvântat de Dumnezeu și tu n-ai voie să spurci. Dacă vreun călugăr, sau om credincios din lume, nu mănâncă carne din scârbă sau din anumite motive, doar știite, știute de el, nu are voie, așa cum mai mânca carne. Dar odată nu are voie să se împărtășească până când nu-și face canonul, dacă tu nu ai mâncat carne de scârbă. Adică tu să nu ne spurci. Pentru noi și Sfinții Părinți au rânduit și se păstrează până în ziua de astăzi, nu toți călugării. Că unii, din pe timpul Sfântului Vasile cel Mare, la un moment dat, erau foarte mulți în mănăstire și era nevoie și de lucru în curtea mănăstirii și nu mâncau. Țineau post. Dar ei țineau post ca să stea să trândăvească. Și atunci Sfântul Vasile ne arată patericul, se duce în mănăstire acolo și când era deslegare și nu cum îl spune o lumea astăzi, el chiar a pus acolo și a zis așa, l-a binecuvântat masa pentru călugări iar aceste fasole se prefacă în carne. Și au mâncat toți călugării mâncarea de acolo și a spus că e foarte bună. Ei, acum puteți să faceți treabă? Putem să faceți treabă. De acum înainte discernământul, dreapta socoteală se face și atunci folosim apostolul, cel ce mănâncă să mulțumească lui Dumnezeu și cel ce nu mănâncă să mulțumească lui Dumnezeu. Adică nu o faci pentru un anumit motiv. Motivul pentru noi este că ca nu cumva să te chinuie și mai mult Duhul cel rău pe călugărul tânăr și chiar bătrân pentru că lupta nu se sfârșește niciodată, trebuie să aibă anumite opreliști. La un moment dat, și va acest lucru și trăiește dascălul respectiv, un cântăreț de biserică, posedat. Și Părintele îți vine cu moliftele, și zice moliftele Sfântului Vasile, afară, pe iarbă. Și țineau patru călugări și zice diavolul din cântărețul respectiv. Eu sunt mai bătrân decât Sfântul Vasile cel Mare. Întrebă Vasile, părintele Stares, ce vrei tu mai? De ce nu-i dai pace? Eu vreau carne și vin. Arătând carnea și vinul, ele se dă doar pentru neputințe. Așa cum îndeamnă, sunt o Pavel pe Timotei, pentru neputințele tale, slăbiciunile tale, mai bea din când în când când un pahar de vin. Este îngăduit și al doilea, de al treilea nu mai este îngăduit. De aceea, să nu mirăm că se întâmplă toate prorociile Sfinților Părinți și tocmai de aceea sunt siliți atât credincioșii din lume, atât clericul, clericii, mănăstiri și de afară din mănăstiri, slujitorii sunt altare, ierarhii noștri să să-i puie în calendar, să le citească viața, să le amintească despre cuvântările și ce au spus Sfinții pe care așteaptă numai decât să fie puși în calendar și noi să le cerem ajutorul înaintea lui Dumnezeu. Virtuțile și averile lor lăsate în așezaminte bune au o memorie neprihănită și neuitată. Dar iată că avem în viața noastră de zi cu zi lucru care ne cutremură și ne încredințează ceea ce se întâmplă: că lumea și direcția Lumii de astăzi nu e într-o direcție bună, ci doar grăbește venirea lui Dumnezeu să judece vii și morții. Viața omului nu se referă doar la putere, doar la avere, ci se referă și la viața lui cum o consemnează în lumea aceasta istorică. Și mai ales pe forța morală despre care ne vorbește cu toată seriozitatea de atâtea via cu religia noastră creștină. Iată ce trebuie să ne convingă că lumea nu se conduce la întâmplare de forța destinului orb și de forța unui destin luminat. După legi imprescriptibile de către pronia sau providența divină. Sfintele Evanghelie ne mângâie și ne întărește în credința și în convingerea că există o pronie și o dreptate divină fericiți cei flămânzesc și însetoșează pe dreptate, ca aceia se vor sătura. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, ca lor este împărăția cerurilor. Lumea aceasta s-a fi prăbușit de mult sub munții nedreptăților omenești, dacă n-ar exista pronia sfântă, dreptatea nemuritoare a lui Dumnezeu. Dreptatea dumnezeiască este semnul proniei dumnezeiești care guvernează lumea și toate neamurile pământești. Iubiți credincioși și credincioase, ea ne arată că la cârma lumii este Dumnezeu care privește și conduce lumea prin libertatea spre ținta destinației și a desăvârșirilor. lor. Exemple avem destule. Istoria ne arată destul, destui oameni nedătățiți și neamuri asuprite, care prin puterile lor niciodată nu puteau să se mântuiască, ci totuși în cele din urmă s-au mântuit. A izbândit dreptatea lui Dumnezeu, le-a purtat de grijă, de grijă pronia sa mântuitoare, s-a împlinit astfel cuvântul Scripturii. Sufletul nostru a scăpat, cum scapă pasărea de cursa vânătorului, Cursa s-a sfârmat și noi ne-am izbăvit. Ajutorul nu este în numele Domnului, cel ce a făcut cerul și pământul, consemnează Psalmistul David în Psalmul 123, versetele 7 și 8. În laboratorul misterios al pronii cerești, suferințele se transformă în fericire, necurăția în sfințenie, virtuțile în merite salvatoare. Dreptatea Lui Dumnezeu ne mântuiește, dar tot dreptatea Lui Dumnezeu, când suntem vinovați, ne și pedepsește. Ne pedepsește cu aceeași bunătate și dorință de îndreptare cu care părinții își pedepsesc copiii. Dumnezeu e tată, părinte, care poartă grijă de mântuirea lumei, de, de toate neamurile, de toți oamenii și de fiecare făptură în parte, ne arată psalmistul Faptele apostolilor în care consemnează grija Tatălui ceresc. El păstrează toate cele făcute toate ființele și lucrurile ca să nu se întoarcă în neființa din care au ieșit. De aceea pronia este o creațiune continuă purtare de, de grijă pentru conservarea tuturor făpturilor. Dumnezeu nu numai. Și, păst și păstrează cele create, dar le și conduce spre ținta destinației și a desăvârșirii lor. Guvernează toate cele create, văzute și nevăzute, cu toată puterea și înțelepciunea. El nu a părăsit lumea după creație, cum păr părăsesc unii părinți copiii după naștere. El ține toate în brațe, cum în icoane ține în palmă globul pământesc, semnul pronie divine. Tot Dumnezeu alege pe unii dintre credincioși pentru erorile stabilite în legi să plătească cu prețul vieții îndreptarea celor greșite. Ne iubește Dumnezeu ne povățuiește, răsplătește și pedepsește. O lume fără mâna pronie divine este ca o familie fără tată, ca o corabie fără cârmaci, ca o turmă fără păstor, ca un trup fără de cap. Dumnezeu și în creare și în providență este stăpânul suprem al lumii. Fără Dumnezeu, lumea ar fi autonomă. Al doilea Dumnezeu, ceea ce logic nu se poate închipui. Tot ce e creat este operă, este lucrare ce provine de la un autor și tot ce nu e crea, creator nu este nici de sine stătător. Dreptatea și pronia divină colaborează cu noi, cu libertatea și cu rugăciunile noastre. Tainic ca mâna cu condelul care scrie, ca mecanicul cu mașina făcută de el, ca plugarul cu plugul care ar ară sau cu pământul care produce. Se condiționează și armonica lor cu lucrare rezultă toate darurile și bunurile care ne fac viața fericită. Să nu creadă nimeni că Dumnezeu bate, pedepsește fără vină. Pătaia lui Dumnezeu, expresia și pedeapsa biblică, începe unde sfârșește dreptatea omenească. la a bătut Dumnezeu. Expresie populară indică că pedeapsa a venit asupra unui om vinovat care a scăpat de sub legilor omenești. Dreptatea lui Dumnezeu trimite pedeapsa acolo unde mai este putința îndreptării și acolo unde nu mai este niciun semn de pocăință sau de mântuire. De pildă, profetul Iona a fost trimis la, la cetatea Ninive ca să predice pe irea pentru păcatele de care era vestită. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită, scrie Ioan în capitolul 3, versetul 4. Cuvântul profetului a fost ascultat și cetatea sub amenințarea pedepsei divine s-a pocăit, a scăpat de pedeapsă s-a mântuit. Alt exemplu avem în vestitele cetăți Sodoma și Gomora care au perit pedepsite cu foc și pucioasă. Patriarhul Avram zice înaintea lui Dumnezeu, nimici vei tu pe cel drept odată cu cel păcătos, departe de tine să faci un lucru ca acesta, să ucizi pe cel drept de-a varma cu cel rău și să-i meargă celui drept la fel cu cel nelegiuit. Ne arată în facerea capitolului 13, versetele la 23 la 25. Glasul Domnului a răspuns patriarhului că nu va animici Sodoma dacă va afla în ea măcar 10 drepți, dar n-a aflat și a nimicit-o. Păcatele oamenilor strigau la ceruri, că oamenii nu le mai auzeau și Dumnezeu a făcut dreptate, pedepsind cu peirea cetatea nelegiuită și scăpând pe lot, așa după cum altă dată scăpase pe noi de potop, dreptatea a învis bunătatea. așa e atunci, așa acum și oricând Dumnezeu pedepsește pentru a îndrepta sau pentru a răsplăti după dreptate. Dar niciodată să se pare nouă că Dumnezeu răsplătește sau Dumnezeu pedepsește pe oamenii care sunt în lege. Nu totdeauna pedeapsa sau încercarea se arată sub, arată sub formă de suferință. Suferința sau încercarea o avem de multe ori, așa cum ne arată pentru cel care era bolnav de nevedere, cel care era posedat și la întrebarea cine a păcătuit el sau părinții lui? Nici el și nici părinții lui. Ce s-ar alege de lumea aceasta dacă mâna lui Dumnezeu nu ar interveni în istoria ei? Ce s-ar alege de noi dacă cum până dreptăți ar fi ținută numai de oamenii care sunt tulburați și au nevoi speciale pentru a-și ghida viața și care ei nu mai văd bine? Cine ar ocroti? pe cel slab și drept. Sau ar putea să stăvelim puteri celui tare și nedrept. Fără pronie, a muri de foame și de sete, copleșiți de fără de legi și mizerii, cum ar muri pe păsările de, în curțile noastre, fără hrană, fără îngrijire și ocrotire. Mâna lui Dumnezeu guvernează lumea. Aveți grijă! de mâna în care stați, încă să faceți cele ce trebuie. Mâna aceasta binecuvântată și pedepsește. Face din tari slab, din slab tari. Din bogați face săraci, din săraci bogați. De ce oare? Bogat este cel care îi mai trebuie puțin să nu îi mai trebuie nimic. Sărac este cel care el lucrează și muncește și nu reușește încât să-și facă obligațiile așa cum trebuie și este motivat să muncească și mai mult. Din cei din tâi pe urmă, de pe urmă din tâi, descoperă, de, de, dă de rușine în fața lumii și a istoriei egoismul. Mândria, răutatea oamenilor, lecomia și a popoarelor și a oamenilor în care își duc viața. Niciodată în istorie nu s-au făcut atâtea manuale de autocunoaștere încât le îndrumă pe oameni, încât să uite de cuvântul lui Dumnezeu, la autosuficiență, la autoizolare și în care la individualism, în care el este cel mai important. Ceilalți nu sunt importanți. Deși Dumnezeu ne-a chemat să fim slujitori celorlalți nu pentru tine. Ci el spune să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În zadar ne lăudăm cu istețimea, cu viclenia și cu alte iscusințe diavolești, că deasupra tuturor e ochiul lui Dumnezeu care vede toate, urechea lui Dumnezeu care aude toate și mâna lui Dumnezeu care înseamnă și plătește toate. Niciodată, nici pentru binele pe care îl facem, nici pentru răul pe care îl facem, nu putem decât să ne asigurăm că l-am făcut cu voia lui Dumnezeu, cu îngăduința lui Dumnezeu și lucrarea noastră, cu alegerea noastră. Iar în cele ce tu vrei să te scuzi înaintea oamenilor, să dai vina, îmbrăcându-te în pretexte și în haina armura de nevinovat, greșește amarnic Că pentru tine va deveni cuptor încins în care îți plăti păcatele tale și vor plăti și cei care vin după tine. Mâna aceasta scrie și azi, așa cum a scris o pe zidurile palatului împărătesc din Babilon, că Berșar a, a o doale sfinte ale templului din Ierusalim. Mene, tekel, Pers, care înseamnă am numărat, am cântărit și am împărțit. Mene, Dumnezeu a numărat zilele împărăției tale și a pus capăt. Tekel a fost cântărit și a fost găsit ușor. Pers, împărăția ta va fi împărțită. Ne arată Daniel în capitolul 5, versetele 25 și 8. Dumnezeu e bun, e singur bun, dar e și drept. El conduce lumea prin înțelepciune, bunătate și dreptate. Căile și mijloacele prin care ne conduce în el spre copul, scopul ultim, bucurie și suferință, fericire și nefericire, viață lungă sau scurtă, boală lungă sau moarte, neașteptate, toate ne sunt necunoscute pentru viitor. Pronia este un mister, dar este o strașnică lecție pentru trecut. Pentru viitor avem Păgăduința sfântă, că secretul forței și tăria păcii viitoare stă în Dumnezeu și în apropierea noastră prin iubire și rugăciune de El. Domnul tărie poporului să vă da. Domnul va binecuvânta pe poporul Său cu pace, ne arată psalmistul în Psalmul 28, versetul 11. Dar pentru trecut avem lecția eternă, etern, grăitoare, că atunci când ne abatem de la calea cea bună și sfântă și dreaptă, atunci mâna lui, părintească, ne mustă și ne pedepsește ca să ne trezească din beția fără de legilor, să ne mântuiască din beția amorțită a gândurilor și a plăcerilor din vise pe care ne le dobândim prin necurăție. Astăzi, aceeași lecție o avem de învățat. Bunătatea lui Dumnezeu ne cheamă la pocăință, ne cheamă să ne îndreptăm moravurile rele în care am trăit, să povestim și să tâlcuim copiilor istoria vremii cu cele două pagini pe care am scris noi, pe care a scris Dumnezeu. Să strigăm în gura mare că nu întâmplarea și destinul orb, nici forța fizică, ci mâna providenței divine și forța morală conduc lumea și popoarele. Ne cheamă bunătatea lui Dumnezeu ca pe tot, atât să fi rătăciți, să ne pocăim, să ne întoarcem la Tatăl, să reluăm filul tradiției și al vieții creștinești de altă dată. La o trezire sfântă și curată, într-o trezire în care să nu mai dormim mergând, să nu uităm a ne face zile negre și în care să visăm cu ochii deschiși, să ne aduce aminte de smerenia și rugăciunea înaintașilor noștri, de căldura pe care au avut-o ei, față de Dumnezeu și fată de semeni. Să luăm, pildă, de la poporul întors din robie, care, după ce a fost pedepsit pentru păcatele lui, pentru amesecul cu, cu, cu băgânii, s-a reculnesc și s-a întors la o viață nouă. S-a sculat în picioare, și au citit din cartea legii lui Dumnezeu, au suferit un sfert de zi, iar în alt sfert s-au mă mărturisit și s-au închinat Domnului, Dumnezeului lor. Dacă nu un sfert de zi, din sărbători, cel puțin un sfert de cea zinic, să ne cercetăm conștiința, să citim legea Domnului, să ne mărturisim, să ne rugăm lui Dumnezeu ca să ne dea pace, bunătărie, și morală creștinească. Când am pierdut toate bunurile din lume, din lumea aceasta, când vin peste noi toate relele și toate încercările, atunci ne ridicăm mâinile și glasul rugător spre cerul și strigăm din adâncul sufletului. Doamne, ajută-ne! Doamne, nu ne părăsi! Doamne, miluiește-ne! Încredințați că Dumnezeu din cer aude și ne ascultă rugăciunile. Aceasta e lecția de astăzi și rugăciunea de, tot, de totdeauna, prin care noi, astăzi, în lumea care ne trăim, ne invită Dumnezeu prin Sfinții prin care ei și-au dat viața să avem o râvnă dumnezeiască, o râvnă pentru cunoaștere, dar cu pricepere, iar priceperea se ia doar din discernământ, iar discernământul se ia din smerenie, iar smerenia se ia din purtătorul de Duhul Sfânt. După cum știm, lumea de astăzi e bântuită de probleme. E împărțită, nu mai, co mai contenez conflictele și neînțelegele. În multe de la o zi la alta, diferite, nuanțate. Așa cum, în popor, de prima dată din casă conflictul. Când este el prezent, nu este ea prezentă. Când prezenți, nu sunt copiii prezenți. Tot timpul sunt tulburați, deficit de neatenție. O lume în care trăim și în care astăzi, mai mult ca oricând, suntem frământați de sindroame. Sindromul care este perceput ca dependență. Orice neatenție față de soț, față de soție, față de copii, față de servici, Față de prieteni, față de societate, față de țară, este pedepsită ca atare cu pedepsa sindrom sindromelor prin care viața este catalogată sau pedepsită cu anumită diagnosticare pe care ne-o dă medicii în ziua de astăzi. În aceeași direcție fac eforturi mari și bisericile creștine pentru că nici ele nu au rămas toate credincioase mandatul pe care l-au avut de la Mântuitorul Iisus Hristos. Și anume, acela de a fi una, de a fi toți o biserică, o credință, un botez, de a avea toți aceeași credință în Dumnezeu. De a fi toți frați într noi, de a lucra și a ne ruga împreună, de a căuta împreună fericirea pe pământ și mântuirea în cer. După cum spune Sfântul Apostol Pavel în epistola sale, unii, din iubire de dispută, din slavă de șartă, din încrederea prea mare în capacitatea lor de a tălcui scripturile, au rătăcit de la adevăr și așa, în decursul istoriei, biserica cea una dintr-un început, întemeiată de Mântuitorul Hristos și propovăduită de apostol, s-a împărțit în mai multe fracțiuni. Primele încercări de împărțire a bisericii, de a rezista cu succes în primul mileniu, organizând cele șapte sinoade ecumenice care au stabilit adevărul de credință odată pentru totdeauna. Astăzi, oamenii își găsesc încât scot și din canoane și nu mai țin nici cuvântul și din morală și din obișnuință și din firesc totul numai să apere, să formeze o religie nouă după credința lor. Și ce? Eu nu cred în Dumnezeu? În același timp însă, în viacul nostru, în acest viac în care diviziunile din lume și că își caută o soluție de regrupare într-o unitate de gândire socială și politică, gândirea care să fie în stare să disfințeze barierele, discriminările, decalajele de gândire care să fie în stare de tot felul, care produc să, sărăcii în lume, dezbinare și bogății nedrepte, liberi și sclavi, spre a ajunge la idealul pe care le-a visat omenirea din totdeauna. la libertate, egalitate și fraternitate pentru oameni și popoare. Bisericile s-au gândit și ele să dea un bun exemplu, încercând să-și refacă și le unitatea cea din tâi. Sau gândindu-se la iubirea cea din tâi a Sfintei Trăim. Așa se face ca acum mai mult decât altă dată, când direcția e, era spre împărțiri cât mai multe, pe alcătuiri de grupuri și de dezidențe tot mai numeroase, în viacul nostru a început o mișcare inversă, o mișcare de refacere a unității creștinilor de pretutinde din toată lumea. Mișcări prin care se duce prin toate amănuntele. Astăzi, se desfințează știința prin care oamenii și-au dăvândit-o pentru a ajuta pe cei care sunt încercați de suferințe. Acum oamenii devin credincioși și merg la ocultiști. Nu mai merg la doctor. El mai degrabă crede că ceaiurile sunt bune. Dar și aici trebuie în evlavea pe care o ai, credința pe care o ai, nu cumva să îndrăsnești vreodată să ne cinstești doctorul. Necinstirea a e ca neapelând la el, la cel care este de specialitate și care îți dă tratamentul necesar după patologia pe care o ai, tu apelezi în altă parte că el ar avea cunoaștere mai mult, respectivul. N-am să numesc în seara aceasta pe cei care n-au studiat medicina și folosesc o alternativă de a câștiga bani, de a înșela și a duce pe oameni pe o direcție greșită, în care folosesc tot felul de metode de a se însănătoși pentru anumite patologii care știu că doar în spital, doar doctorul poate să o facă și balaure balaură se omoară cu o travă. Iar doctorul suprem este Isus Hristos. Antidotul împotriva tuturor răutăților din lume și a tot ce ne frământă pe noi în lumea aceasta este trupul și sângele Domnului. Cel care se împărtășește cu trupul și sângele Domnului trăiește într-o fericire veșnică și orice ar fi el îl pregătește din încă din lumea aceasta eternitatea. Știind că suferința cea puțină din lumea aceasta Iisus Hristos, mergând pe Golgota vieții, îl adăpostește și îl asigură de un loc mai bun dincolo de această lume. Un lucru este important și pozitiv, că oamenii, strângându se la biserică pentru acel singur om, care îi dăruiește viața în biserică și îi pune tot înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu pierde lumea și nu va pierde pe cei drepți. Și ne arată prorocul David că orice rău din lumea aceasta la seamănă cu, la un toiag. Și îl spune că nu va lăsa Dumnezeu să se atingă de soarta drepturilor toiagul păcătoșilor. Unitatea, unii sunt doi sau trei, adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Stați mai uniți în rugăciune acasă. Stați la masă acasă. Bucurați-vă de puținul acela de acasă. Din căsuța pe care Dumnezeu va binecuvântat-o și vă îmbrățișează de atâtea ori și vă odihnește. Chiar de multe ori, atunci când nu merităm să fim primiți în casă, de Dumnezeu de casă, pentru că nu suntem mulțumiți, Dăcem cu tot felul de gânduri, tot felul de apăsări, arătând nemulțumire față de Divinitate. Ar trebui și Casa să coapoarte cu noi așa cum ne cuvântăm noi cu ea. În lumea creștină de astăzi, încă se mai trăiește. Încă mai avem speranțe și nădejde în tinerii care se ridică, că vor folosi știința abilitățile și posibilitățile în care să poată să slujească cu toată dăruirea lui Dumnezeu. El a slujit Dumnezeu înseamnă a-ți poporul, țara, familia în care trăiești. Sfântul Apostol Pavel spune că există credincioși care au râvnă către Dumnezeu, dar fără pricepere. Și avertizează pe unii care ca aceștia să-și canalizeze cu pricepere râmna lor către Dumnezeu, pentru că tot Sfântul Pavel spusese Corintenilor, nu se încurunează cel ce aleargă la întâmplare. A avea râmne cu pricepere înseamnă a ți ordona gândurile și credința după criteriile sig sigure, a nu lăsa nimic pe seama întâmplării. Tot ce se face la întâmplare aduce rezultate întâmplătoare. Ce înseamnă a avea râvne către Dumnezeu cu pricepere? Înseamnă, în primul rând, a urma rânduiele cele statornicite de biserica creștină dintr-un început și verificate de-a lungul celor 2024 de ani, până astăzi, ca fiind rânduieli bune. Înseamnă a urma ceea ce au crezut moșii și strămoșii noștri, credința în care au trăit și au mărit ei până în zilele noastre. Înseamnă a urma acea tradiție care a adus la unitatea noastră de credință la unitatea noastră de neam de-a lungul istoriei și care s-a verificat a fi credința cea dreaptă. Toți ortodoxii, noi toți ortodoxii, am rămas dintr-un început până astăzi păstrători drepte credințe, tot ce toate celelalte grupări care au apărut în istorie de-a lungul secolelor s-au rupt de la noi, s-au rupt de la dreapta credință, precum spunea Sfântul Apostol Pavel, din dorința de dispute, de slavă de șartă, din crederea prea mare în felul lor personal de a interpreta Sfânta Scriptură. În câte s-au împărțit. Și astăzi și poporul român este încercat de diviziuni ale creștincioșilor. Ba că vin biserica paralelă, ba biserica creștină ortodoxă a grecilor, ba ucranienilor, ba rușilor, ba se împărțesc între ei, din dorința de putere, dorința de avere, cel mai mare război este războiul pe care îl frământă pe omul untru noi, că nu știe direcția în care Dumnezeu să creadă. Dacă noi suntem fideli, credincioși lui Dumnezeu și vom cerceta istoria, dar vom cerceta istoria într-o trezvie duhovnicească, nu într-o adormire a conștiinței în care poate să nască monștri, nu vom da seama de unde am venit, unde suntem și unde trebuie să ajungem. Învățătura noastră avea râvnă către Dumnezeu cu pricepere înseamnă așadar a urma învățătura care cea dreaptă, lăsată și transmisă prin biserică de-a lungul viacul tuturor creștinilor. Învățătura noastră, pe lângă faptul că ne-a fost descoperită de Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Răspunde și exigenților gândirii corecte. Propovăduim o credință luminată, cu temeri puternice și sigure în descoperirea Dumnezeiască. Știm că viața vine de la Dumnezeu. În credința noastră, Dumnezeu e autorul întregii creații și al ordinii din Univers, care ne minunează permanent și ne încredințează de-a tot puternicia Sa. Și pe un necredincios. N-are cum să-l minuneze Și pe un rău voitor Nemulțumitor nu mai mulțumește nimic niciodată Pământul și toate plantele Stau suspendate în univers Călătoresc pe căi bine alese și cunoscute Ca pe niște înșine invizibile că, Care le feresc de ciocniri între ele Anotimpurile se succed într-o ordine uimitoare Soarele nu uită să răsare niciodată șase zilele și nopțile alternează cu implicarea lor una față de cealaltă, după ele, tot ritmul nostru biologic, organizat într-o succesiune logică, trece de la epuizare, de la recuperare, de la muncă la odihnă și astăzi suntem capabili să o luăm mereu de la început, redintând minunea restaurării noastre în fiecare dimineață, așa cum ne restaurează pădurile primăvara după o iarnă de, de somn. Așa cum ne arată în plânsul lui Ieremia că în fiecare dimineață se renoiesc binecuvântările Lui Dumnezeu. Iar, în fie, iar odată cu binecuvântările Lui Dumnezeu se renoiesc și rănile Domnului. Și odată cu rănile Domnului și rănile mele și ne ducem crucea spre Golgota. Nu poate exista ordine fără cineva care să o facă. Nu poate să fie ordine în viață dacă nu există ascultare. Ascultarea care vine din smerenia omului de cunoaștere, omul care cunoaște și are puterea să se smerească. De aceea, în popor, noi avem un copil care este îndărăpnic, este lipsit de înțelepciune. Un copil care este supărător, se supără din tineri ce, nu este un copil care el este o Duhului Sfânt. De aceea noi cerem, iartă, Doamne, ușurătățile tinereților noastre. Și nu le pomeni pe ele, pentru că suntem neînțelepți. Nu avem puterea să ne smerim în fața celui care știe sau în fața celui care ne povățuiește. De ce Solomon spune, ceartă pe cel înțelept să te iubească? Nu certa pe cel proști și mândru ca să nu te urască. Sau răspundei nebunului să nu se creadă înțelept, sau nu-i răspunde nebunului ca să nu te asemene lui. Iată, avem de a alege și stă în puterea fiecăruia dacă îl ajută sau nu și care sunt metodele prin care poate să-l ajute. Poate să-l ajute până a nu spune și a se ruga pentru el și poate să-l ajute fără să-l judece, încât el nu are puterea și capacitatea să primească un cuvânt pe care să-l ducă la destinația pe care ar trebui să ajungă. Învățătura noastră, pe lângă faptul că ne-a fost descoperită de Mântuitorul, ne stă în puterea noastră să alegem. Nu poate exista Iată o ordine în viață fără cineva care să o facă. Această convingere ne întărește credința în Dumnezeu. Din nimic nu apare nimic. Principiul e vechi de când lumea și nimeni n-a spus până acum că, că n-ar fi logic. Credința noastră este luminată. Ea se vrea și se ține între limitele gândirii sănătoase. Aceea pe care ne-au predat-o Sfânta Scriptură, și a Tradiție prin biserică. Iată, mintea sănătoasă este și credincioasă și are niște repere după care își coordonează viața. Și că au pus ca pe niște șine, totul Dumnezeu le-a pus în ordine și să dau legi în care se le strice ordinea. Păi dacă scoți o șină din GPS-ul ei, și freescele pe care merge trinu trenul, ce se întâmplă dezastru. Dintr-o minte tulburată nu poate să se nască decât dezastre care și care se întâmplă astăzi. Credința noastră este luminată, ea se vede, vrea se ține între limitele gândirii sănătoase, acea pe care ne-a predat o Sfânta Scriptură. Și sunt la tradiție prin biserică. Un învățat francez din secolul al XVII-lea, care el stăpânea științele fixe, Pascal, spunea că logica cea mai simplă ne îndrumă spre credință, ca fiind mai folositoare pentru destinul nostru veșnic decât necredința. Pascal propunea un fel de pariu, spunând eu mă simt mai sigur să pariez pe existența lui Dumnezeu decât pe inexistența lui. Și atât de ce. Întâi, dacă nu există Dumnezeu și cred, nu mi se va întâmpla nimic. Mor. Și odată cu moartea s-a sfârșit totul. Doi, dacă nu există Dumnezeu și nu cred, de asemenea, nu mi se va întâmpla nimic odată cu moartea, s-a sfârșit totul. 3. Dacă există Dumnezeu și nu cred, atunci am pierdut totul. 4. Dacă există Dumnezeu și cred, atunci am câștigat totul. Nu este deci mai logic să pariez pe existența lui Dumnezeu decât pe inexistența lui? Evident, nu pentru aceasta credem noi în Dumnezeu, nu pe baza unui astfel de pariu ne-am făcut creștini. Dar, fără îndoială, și acest pariu își are forța lui. Unii ar putea zice, aceasta este o credință interesantă, nu una adevărată. O credință din frică, nu din liberă alegere. Sau și-au adus aceste obiecții, pariul lui Pascal. Dar de ce să nu fim interesați? Și de ce să nu ne fie frică? Frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii, spune psalmistul. Locurile în care Scriptura recomandă această frică sunt nenumărate, dar să observăm, ea este doar începutul și al înțelepciunii și al cunoașterii. Ea -i se transformă apoi în duc de putere sufletească și dragoste în care nu mai este frică, că dragostea izgonește frica. De aceea un sfânt nevoitor în cele duhovnicește a socotind că a ajuns la măsura acea adevărată numai atunci când a putut spune de acum nu mă mai tem de Dumnezeu, ci îl iubesc. Așa că oricât de utilitarist ar putea apărea pariul lui Pascal, nu avem niciun temei ca să nu-l luăm în serios de vreme ce l-a prins în logica lui chiar pe un Pascal. Noi credem că Dumnezeu a sădit în inimile noastre credința. Credința vine de la Dumnezeu. Dar ea, precum suntem, trebuie să fie luminată, trebuie să fie o credință cu pricepere. Credința noastră ortodoxă este o credință luminată, logică, firească. De ce? Pentru că ea ne ajută să ne înțelegem destinul pământesc, ne ajută să ne înțelegem și destinul nostru ceresc, nu ne oprește să trăim în societate. Ba, din potrivă, ne îndeamnă să ne integrăm în societate, în viața societății, împreună cu toți frații noștri, să contribuim împreună la o viață mai bună, la o viață mai fericită aici pe pământ, pentru ca să, nu, ca să ne o pregătim și pe cealaltă din cerul. Credința nu ne îndeamnă la izolare de societari, de toți frații noștri. Oamenii de pretutindeni și din potrivă ne îndeamnă la muncă, ne îndeamnă să ne preocupăm de celelalte ale minții, de știință, de cultură și civilizație, de artă, de comuniune, de tot ceea ce poate face bucuria și fericirea oamenilor, de tot ceea ce poate promova dezvoltarea spiritului omenesc, de tot ceea ce poate antrena mintea omenească spre creațiile cele mai înalte, impunând doar o singură restricție. Tot ce creiază să fie în folosul oamenilor și nu împotriva lor. Și ce înseamnă oare avea râmnă pentru Dumnezeu, dar cu nepricepere? Toate tendințele, centrifuge, tendințele de rupere de la biserica cea una sfântă, cu nepricepere, nepriceperea celor care nu mai înțeleg rostul bisericii, nu-și înțeleg rostul lor pe pământ, nu-și înțeleg rostul lor și imputul lui Dumnezeu de ce s-au născut. Rostul lor pe pământ și -a, a se încadra acolo unde le este locul cu toată responsabilitatea. Și au ajuns să înlocuiască prin cele puțin o mie de astfel de biserici de pe fața pământului, fiecare pretizându-se unica adevărată. Nu mai înțeleg rostul preoției, cea întemeiată de Isus Hristos, prin apostoli și au ajuns să înlocuiască prin astfel de preoți, a tot investiți de cel puțin o mie de feluri, fiecare prezentându se a fi cel adevărat în cel mai autentic spirit antibiblic, pentru că în Biblie se blamează toți cei care vor a fi al lui Apollo, al lui Chefa și așa mai departe, adică a altor învățători decât Hristos, rupându-se din unitatea Bisericii lui Hristos cea una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică preoților investiți de Hristos și de apostoli, li s-a dat puterea de a deslega și a lega. Tot ce veți lega și veți deslega pe pământ, va fi legat și deslegat și în cerul. Numai lor li s-a provoruncit, mergând, propovăduiți, botezând și pe toți în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși și credincioase, acestea fiind spuse, acestea fiind trăite, unde oare ne regăsim noi cu toată forța noastră spirituală? Oare orice credință poate să te ajute? Oare pentru credința pe care o avem, cine poate să ne conducă? Cine poate să ne ajute? De ce oare trebuie omul să fie corectat și îndreptat? în timp de Tatăl cel bun ceresc, că El nu înțelege. De ce se cere? Că nu avem voie să facem risipă de viață. Un om care doar stă și se gândește și răspunde doar la gândurile care născocesc doar tulburare, este foarte chinuit de diavol. El nu este în slujba lui Dumnezeu. El nu lucrează sub inspirația Duhului Sfânt. Un om care nu-și găsește pacea în casă, o mamă care nu-și iubește casa, unde stă? Un tată care nu-și iubește casa, unde stă? Condamnă copiii la neliniște. Îi pedepsește prin ceea ce trăiesc ei. În porunca a doua, spune, sunt un Dumnezeu bun, dar sunt și zelos pentru că am pretenții, că știu ce poți tu să faci. Așa cum Mântuitorul îi spune lui Pavel, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Oare nu ți este greu să lovești cu piciorul în săpușă În porunca a doua, spune, sunt Dumnezeu zelos, dar pentru păcatele părinților, pedepsesc pe copiilor. O, oh, cât de dureros este acest lucru. Este dureros că oamenii nu-și găsesc locul, dar nu-și doresc să-și găsească locul. Un om care este în pace cu Dumnezeu, în tot locul stăpânirii tale, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Îl laudă pe Dumnezeu. Un om care este nemulțumit, îl blesteamă pe Dumnezeu. Și ce chem în casă? Chem răul, frământarea, neliniștea. Și îl vezi că azi pleacă copilul, întârzie, apoi celelalte lucruri se întâmplă cu el. Nu știind că tu ai contribuit la acest demers pe care și l-a ales copilul, în care de multe ori e prea târziu să mai recuperăm pe fiii bisericii noastre, care nu ne rușinăm cu ei. Au fost prea slabi și n-au rezistat și n-au luptat și n-au avut credința suficientă încât să facă față încercărilor vieții. Fie de la trup, fie de la lume fie de la diavol sau fie de la părinții lor. Sfântul Ioan, evanghelistul, ne arată că poți să revii, că fiecare, nu există om pe fața pământului să n-ai păcate, dar întoarce-te, ridică-te acum, ca nu unul știți pe care îl dă duhovnic. Să nu te mai întorci, fiule, la păcatele pe care le-ai făcut, ca să nu fiți de râs, bajocură, dracilor și lumii. Căci păcatele nu adun niciun folos creștinilor, Cine neputință, boală, sărăcie și multe feluri de caz în această lume, iar pentru cealaltă orvonesc o sândă și chinuiadului. Iar Ioan, evanghelistul, ne arată, îndrăsniți prin credința voastră ferbinte în Dumnezeu. Alipiți-vă de Dumnezeu, țineți vă de picioarele Lui, de crucea Lui, răstignit și înviat și vă va, va da putere. Sunt oameni mari prin știință, prin artă, prin filozofie, prin geniu politic, militar, artistic, cultural, tehnic. Treapta cea mai înaltă și cea mai grea o reprezintă Sfințenia. Vârfurile, culmile sunt ale Sfinților, acelor dintre oameni aleși ai omenirii care au întruchipat și practicat mai desăvârșit virtuțile religioase și morale. La aceasta s-au ridicat Sfinții noștri părinți pe care o să-i amintim de cursul pe cât viața ne va îngădui să ne o consumăm pe pământ, să amintim despre faptele lor, să ne hrănim din Seva vieții lor, încât să putem duce până la sfârșit corabia vieții. Doamne Sfinte, care într cele de sus locuiești, peste cele sperite privești și cu ochiul tău atot văzător, privești peste toată făptura. Tindem mâna ta nevăzută, din Sfântul Tolocaș și ne binecuvintează pe toți și orice am greșit cu voie sau fără de voie, ca un bun și iubitor de oameni, Dumnezeu iartă, dărându-ne bunătățile tale, cele numești și cele mai presus de lume. Că ție se cade, a ne minui și a ne pe noi, Dumnezeu nostru, se slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.